Salut, Lei! Voi face citirea pentru perioada 1-15 decembrie, o perioadă cu mai puține aspecte tensionate, cu o lună nouă în Săgetător, soarele pentru voi este în Săgetător, dar și o piramidă de pământ la începutul lunii, triunghiuri minore care sunt benefice pentru toți. Veți primi horoscopul și acolo veți vedea pentru fiecare zodie, dar urmăriți întotdeauna și ascendentul, fiindcă el este făcut mai mult după ascendent, fiindcă și aici la fel este la această citire. Deci trebuie să urmăriți atât ascendentul cât și zodia. Haideți să vedem, deci, ce va duce această perioadă pentru voi. Un rege de cupe. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în Scorpion. Un bărbat care este sentimental, sensibil, romantic, care poate să-și arate bunăvoința pentru voi, dar trebuie să-i cuceriți această bunăvoință, să-i câștigați această bunăvoință și trebuie să fiți atenți să nu-l răniți. Acest scorpion rănit poate să-și răzbune. Și iată pentru voi. Deci, 9 de cupe. Arătați relația pe care o aveți. Arătați că sunteți foarte bine în această relație. Vă simțiți foarte bine. Este o relație plăcută. Chiar dacă aveți o diferență de vârstă, voi vă simțiți foarte bine în această relație. Și asta arătați celorlalți. În schimb, fericirea pentru voi vine din partea unui prinț de vâte. Vorbim de un bărbat tânăr, un bărbat cu ascendent zodie în Săgetător, care poate să vă aducă o veste. Un bărbat care vine de la o călătorie și vă aduce această veste, vă comunică ceva. Dar cunoașterea este legată de un prinț de monede. Prințul de monede arată întotdeauna această stare benefică a lui, adică benefică materială. Este o persoană care poate să participe la un curs cu voi și să fiți cuceriți așa de posibilitățile lui materiale, de faptul cum se descurcă el în viață și poate să acumuleze venituri. Sau poate călătoriți cu acest prinț de monede, un bărbat cu ascendent zodie în fecioară și vă simțiți într-adevăr foarte bine în preajma lui. Este un exemplu pentru voi, un exemplu de urmat. Deci, o persoană pe care o întâlniți în aceste condiții, cunoaștere, studii, cunoaștere spirituală, călătorii, participarea la un curs, la o perfecționare. Haideți să vedem resursele, bunurile materiale, locul de muncă, sănătatea, dar și cariera. Și aici, la resurse, s-ar părea că legat de bunuri materiale, de resursele voastre, cum vă utilizați aceste resurse, ați făcut eforturi foarte mari. Resurse pe care voi ați vrut să le aduceți în familie, în cămin, dar nu ați primit niciodată o recunoaștere a eforturilor voastre. Cineva nu v-a susținut aceste eforturi. Vă dați seama că totul parcă a fost inutil. Adică nu ați primit aprecieri.
pentru aceste eforturi. Și am putea spune că încercați chiar să vă găsiți alt drum și să lăsați totul în urmă. În ceea ce privește locul de muncă, cred că vreți să vă luați o șansă. O șansă de a realiza ceva, să ieșiți din stagnare. Vă doriți să ieșiți dintr-o stagnare. Acest lucru impune și anumite riscuri. Cei din jur vă consideră aventurieri. Știu că nu sunteți pregătiți pentru ceea ce vreți să faceți. Poate că vă doriți un alt post. Nu sunteți pregătiți pentru acel post. Sau vă doriți un proiect unde voi nu veți stăpâni în total situația. Și ceilalți nu vă ajută, dar voi sperați că dacă faceți totul cu inimă curată, veți beneficia de bunăvoința cerului. Dar, așa cum am atras atenția, vă asumați riscuri și nu sunteți atenți ce se întâmplă în jurul vostru, astfel încât să puteți vedea într-un moment optim să puteți să luați niște măsuri. Deci trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă riscați foarte mult. În carieră, voi știți că dacă vă folosiți sentimentele, iubirea, vă mobilizați trup și suflet aceste sentimente care vin din interiorul vostru, această forță de a arăta înțelepciune, să vă folosiți intuiția, să vă folosiți de calitățile voastre pentru a obține ceea ce vă doriți, vă bazați foarte mult pe forța voastră proprie, fiindcă asta înseamnă leul. Această carte reprezintă chiar leul. Comunicarea, contracte, relații. În comunicarea voastră cu frați, surori, veri, vecini, voi vă dați seama că este momentul schimbării. Și veți lua o schimbare, este o schimbare profundă, o schimbare care depinde numai de voința voastră. Voi puteți să decideți când se întâmplă această schimbare, când se oprește. Este o schimbare profundă care implică gândirea, mentalul, sentimentele, creativitatea, relațiile, energia, vitalitatea, și pentru această schimbare beneficiați de această protecție a șarpelui cosmic, deci am zice că aveți o protecție divină pentru această schimbare. În ceea ce privește contractele, asocierile, procesele, voi sunteți în așteptarea unui răspuns. Voi considerați că ați făcut foarte multe eforturi în acest contract. Acum ar trebui să vină ultima cupă care să vă aducă bucuria, fericirea în acest contract. Poate să fie vorba de o logodnă, de o căsătorie, unde voi așteptați ca celălalt să vină cu următoarea cupă. Deci cu iubirea, cu venirea unui copil pe lume, voi așteptați aceste lucruri care să vă bucure sufletul. În schimb, legat de comunicarea cu prietenii, voi comunicați foarte bine cu prietenii. Poate că aveți prieteni în străinătate, comunicați pe internet foarte repede, vă simțiți bine în această comunicare, sau cu protectorii, deci, sau asociații profesionale pentru unii. Familia, schimbarea și am zice noi un aspect mai repede karmic. Deci în familie, în relația pe care o aveți cu părinții, cu tatăl mai mult, sau în relația pe care o aveți cu partenerul de viață, sau ați avut niște experiențe în trecut care acum vă fac să fiți eremit, adică să fiți un filozof, un gânditor, o persoană care știe că vorba este de argint, tăcerea este de aur,
O persoană care știe să se protejeze, o persoană care vrea să-și folosească intuiția, dar în același timp vrea să fie foarte sigur unde va fi pasul următor și să nu greșească. Schimbarea pentru voi înseamnă iubire, înseamnă a arăta iubire pentru ceilalți. Voi asta aduceți în schimbarea voastră, iubirea. Arătați iubire, arătați dăruire pentru ceilalți, iubire pentru partenerul de viață, pentru divinitate, pentru prieteni. Să aveți o schimbare totală, o schimbare care vă dă o stare de beatitudine, de fericire. În schimb, karma voastră este aceea de a dărui și de a primi. Un 6 de monede arată că puteți primi câțiva bănuți, dar în același timp și voi puteți să dăruiți altcuiva câțiva bănuți sau voi să dăruiți câțiva bănuți unei persoane sau să-i oferiți o șansă, o șansă, să zicem, de a se afirma, de a arăta ceea ce poate să facă și la rândul vostru și voi puteți primi o șansă prin care să arătați într-adevăr că vă puteți descurca. Deci, dacă ne uităm bine aici, aveți 4 arcane majore. Una este cu un risc destul de mare, trebuie să vă asumați acest risc, dar această culoare galbenă ne arată că totuși sunt șanse să vă atingeți scopul, să ieșiți din stagnare. Forța voastră, puterea voastră din interior, care este infinită, schimbarea, transformarea în comunicări, comunicarea voastră, discuțiile voastre cu apropiații, aveți o schimbare și, de asemenea, este un talisman al norocului, această schimbare, eremitul, care vă face să fiți un filozof experimentat în relații și în a se proteja. Aceasta a fost citirea pentru voi, eu vă doresc numai bine și nu uitați, veți primi horoscopul, dar și runele pentru luna nouă din Săgetător. Dacă vă ajută aceste citiri, puteți să ajutați și voi canalul să se dezvolte, dând un like, abonându-vă, transmițând mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!